ăla părea literalmente ca patos ăsta. Eu nu-l cunosc, nu știu cine e, nu l-am văzut decât la televizor din profil, că nu stă niciodată drept. Bă, deci era exact ca unul care lucrează la calea ferată și bate șuruburi și căruia îi dai o emisiune la televizor. Bă, ultimul drujbar, bă, fraților. N-avea nici cuvinte, n-avea nici ce să spună. Bă, era zici că dăduse o lovitură de asta, intrase peste ăia, îi dăduse pe moderatorii adevărați, pe jurnaliști afară, să instalase el. Da? Ca unul care a deturnat un avion, să duce el vrea. Nu mai mergem la New York, mergem la Karachi, în Pakistan. Hai, mutați încolo, că dacă nu mă așez eu, la manșă și conduc eu. Exact așa părea, bă. Și ăsta este omul la care se uită țara asta, bă, băiatule. Ăla l-a găzduit pe Corneliu Vadim Tudor, care a făcut-o pe aia zdrențe în ultimul hal. Cum să mai permiți unei asemenea emisiuni să existe, bă, totuși? Dar cum să vină un om care a candidat la președinția României și să spună așa ceva despre o femeie pe care el o angajează? Bă, dar ce-a fost aseară în emisiune? Nu-i prima dată, bă, fraților, când se întâmplă așa ceva la strungarul ăla. Cum să faci o asemenea emisiune, bă? Poți să înjuri, sigur, te poți enerva. Bă, dar nu în halul ăsta. Ăla venea și înjura. A făcut-o pe aia exact cum a făcut pe executorul ăla judecătoresc. Dacă mai țineți minte, când i-a luat paharul cu apă, i-a tot timp. N-a plătit, bă. Omul ăsta este deasupra tuturor.